Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Pentru început, titlurile ediției. Președintele Maia Sandu a susținut un briefing în care a vorbit despre posibile destabilizări în Republica Moldova. Ce declarații a mai făcut președintele, aflați în câteva momente. Echipa de salvatori din Republica Moldova își continuă misiunea în Turcia. Aceștia au preluat deja două sectoare noi. Între timp, aproximativ 33.000 de oameni au decedat în urma cutremurului din Turcia și Siria, iar șansele de a găsi supraviețuitori sunt din ce în ce mai mici cu fiecare zi ce trece. O colecție uriașă de mașini de epocă abandonate a fost găsită într-un sătuc din Franța. Vedeți la știri externe detalii la acest subiect. Planul Rusiei referitor la destabilizarea situației în Republica Moldova și schimbarea guvernării de la Chișinău implică folosirea unor diversioniști cu pregătire militară în atacarea instituțiilor de stat și luare de ostatici. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, care a accentuat că informațiile primite din partea omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, au fost confirmate și de SIS. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa numitei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău. Totodată, șeful statului a declarat că toți cei care participă în aceste acțiuni trebuie să răspundă în fața legii, iar legislativul trebuie să acționeze rapid pentru a contracara astfel de tentative. Pentru a preveni acest scenariu, cer tuturor instituțiilor statului să dea dovadă de vigilență maximă. Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte în cel mai scurt timp proiectele de lege care vor oferi SIS și procuraturii instrumentele necesare pentru a combate mai eficient riscurile la adresa securității țării. În același timp, șefa de la președinție a reamintit că planul Rusiei de a întreprinde acțiuni subversive pe teritoriul Republicii Moldova nu reprezintă nimic nou. Tentative de destabilizare a situației și de subminare a statului au existat și în toamna anului trecut, dar ele nu și-au atins obiectivul datorită intervențiilor prompte ale instituțiilor noastre de securitate și de asigurare a ordinii publice. În perioada octombrie-decembrie, poliția și Serviciul de Informații și Securitate au intervenit în mai multe cazuri de organizare a elementelor criminale și au oprit tentativele de violență. În toamnă, accentul s-a pus pe criza energetică, care trebuia să provoace nemulțumiri majore în rândul populației și să conducă la proteste violente. Între timp, vinerea trecută, în cadrul unui briefing la Washington, purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA a declarat că în prezent SUA nu a detectat semnale de amenințare militară directă din partea Rusiei la adresa României sau Republicii Moldova. În prezent, Statele Unite nu au niciun semn al unei amenințări militare din partea Rusiei împotriva Moldovei sau României. Suntem în contact permanent cu partenerii noștri moldoveni și aliații români. Despre amenințarea la adresa securității Republicii Moldova a vorbit în weekend și Alexei Danilov, secretarul Serviciului de Securitate Națională al Ucrainei. Într-un interviu pentru presa locală, el a remarcat că Moldova trece prin perioade dificile, iar potrivit serviciilor secrete ucrainene, Rusia pregătește o lovitură de stat folosind armata cecenă, aflată în prezent în Turcia.
Astăzi lucrează ca salvatori în Turcia și s-ar putea să ne aflăm într-o situație să nu se dovedească că acești salvatori au ajuns la Chișinău. Știm din surse sigure numele lor. Informațiile noastre au avertizat Moldova că Federația Rusă intenționează să efectueze acolo o așa zisă lovitură de stat. Ei sunt conștienți de acest lucru. De ce? Pentru că Rusia vrea să pună lemne pe foc acolo. Potrivit lui Alexei Danilov, Rusia intenționează să efectueze o lovitură de stat în Moldova pentru a crea un focar de tensiune la granița cu Ucraina. În replică, președintele Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a scris că Alexei Danilov mai are multe de învățat până a ajunge să examineze planurile Federației Ruse. La rândul său, ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Oleg Vasnitsov, într-un interviu cu prilejul Zilei Diplomatului, a remarcat pentru RIA Novosti că Moscova este deschisă dialogului cu Chișinăul și a reamintit că Rusia a susținut întotdeauna pacea în Moldova, subliniind în mod repetat respectul pentru suveranitatea, independența și integritatea sa teritorială. Rusia este unul dintre garanții procesului de negocieri privind reglementarea transnistriană, iar misiunea rusă de menținere a păcii în Transnistria ajută de peste 30 de ani la menținerea păcii pe malul Nistrului. Desigur, nu putem decât să fim deranjați de recentele declarații frecvente ale Chișinăului că un stat neutru nu oferă aceleași garanții de securitate fără arme NATO. Totuși, poziția de neintervenție a fost cea care a dat anumite asigurări de calm în regiune pe fondul conflictului transnistrian nerezolvat. Menționăm că pe data de 9 februarie, în cadrul ședinței Consiliului European de la Bruxelles, președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a spus că serviciile secrete ucrainene au interceptat planul rus de schimbare a puterii în Moldova, dar nu se știe încă dacă Kremlinul a dat ordin de implementare a acestui plan. Cei din administrația președintelui Republicii Moldova au confirmat că au primit aceste informații de la Kiev. Totodată, reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate susțin că monitorizează situația și dau asigurări că toate instituțiile statului lucrează la capacitate maximă și nu vor permite astfel de provocări. Ceea ce se întâmplă este o remaniere normală a garniturii guvernului, iar o mare parte dintre miniștrii guvernului Gavrilița se vor regăsi în componența propusă de Dorin Recean. O spun unii miniștri, dar și deputați. Într-un interviu pentru publicația americană New York Times, ministrul în exercițiu al afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, bunăoară, a subliniat că aceste schimbări nu vor perturba aspirațiile Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Nu este o criză, ci doar o remaniere normală a guvernului. O mare parte din echipa prim-ministrului va rămâne la locul de muncă. Din articolul de pe New York Times nu este clar însă dacă Nicu Popescu își va păstra fotoliu. Amintim că în câteva zile Dorin Recean urmează să prezinte echipa de miniștri cu care vrea să activeze în calitate de prim-ministru, dacă va obține votul de încredere din partea Parlamentului Republicii Moldova, unde PAS deține majoritatea legislativă. Lista ar urma să fie făcută publică luni sau cel târziu marți, anunță deputatul PAS Radu Marian. Marian mai spune că candidatul desemnat la funcția de premier, Dorin Recean, ar putea asigura disciplina în actul de guvernare. Noi vrem să prioritizăm anumite domenii, vrem să aducem mai multă disciplină în actul de guvernare și când mă refer la prioritizarea anumitor domenii, mă refer în primul rând la securitate. Avem riscuri crescânde de securitate și domnul Recean are această experiență în domeniu. Acest guvern trebuie numit cât mai curând, ca să se apuce de lucruri în cel mai scurt timp. Da. Să ne ocupăm, așa cum am vrut să spun, când m-ați întrerupt, de recuperare și de creștere economică. Anul 2022 a fost caracterizat de multe programe sociale, compensații, dublare de pensie minime. În acest context vă întreb, cu ce este mai bun domnul Recean decât doamna Gavriliță? Și credem că e nevoie de această resetare pentru a pune accent pe aceste domenii și pentru a accelera procesul de integrare europeană. Radu Marian a evitat să spună care miniștri vor fi schimbați și care vor rămâne. Amintim că vineri Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia după un an și jumătate la guvernare. La scurt timp, șefa statului Maia Sandu a declarat că Dorin Recean este candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Iar expertul Jan Lisnevski spune că guvernul destituit al Nataliei Gavrilița a fost creat inițial pentru a provoca noi alegeri. În cadrul emisiunii Săptămâna la Raport de la postul nostru de televiziune, Lisnevski a făcut referințe la lipsa de rezultate a guvernului Gavrilița. O mai bună
Jan Lisnevski spune că guvernul demis a eșuat atât de mult la capitolul rezultate încât societatea în ansamblu a încetat să mai aibă încredere în politicieni. De fapt, acest guvern era folosit pentru a obține alegeri anticipate. Nu era un guvern funcțional, nici nu era un guvern anticriză. De ce? Practic, deja după apariția mai multor probleme, da, inclusiv cele care au fost după pandemie, cele care modificarea logisticii din cauza războiului, a apărut necesitatea și despre acest lucru s-a vorbit și eu am vorbit încă în luna barcă, că acest guvern va fi schimbat. El nu are posibilitatea să reziste până la capăt, pentru că, în primul rând, deficit de cadre în cadrul guvernului este în luna septembrie era 20%, în luna deja, practic, noiembrie, în sfârșitul anului noiembrie, era de 35%. Expertul e de părere că guvernul nou numit are la dispoziție cel puțin o lună să livreze rezultate, timp în care societatea va aștepta schimbări pozitive. Să-i auzim pe cetățeni, să vedem care este problema principală și aici să ne axăm. Acesta, interesul numărul unu, trebuie să fie pentru guvernare. Deja pe urmă se va discuta eurointegrarea sau aderarea la NATO sau diferite altele scenarii, pentru că riscul principal este riscul, da, anume cetățenilor. Și dacă acest lucru nu se va produce, cum au apărut, de exemplu, statele sau grupurile? Oamenii, de fapt, la început se uneau într-o grupă din cauza protecției. Căutau protecție, pentru că nu putea să protejeze singur. Dacă cetățenii Republicii Moldova nu vor găsi această protecție în acest stat, ei vor pleca în alt stat. Între timp, politologul Anatol Țăranu consideră că demisia guvernului este nimic altceva decât un cuțit înfipt pe la spate. Dacă ar fi știut despre asta atunci, ar fi fost dificil să explice vizita delegației sale la Bruxelles. Ce rost are să mergi la Bruxelles în condițiile în care vei fi concediată a doua zi sau într-o anumită zi? Există o anumită problemă la nivelul actualului guvern, iar pentru moment nu cunoaștem toate variabilele. Amintim că președintele Maia Sandu a evaluat pozitiv activitatea guvernului condus de Natalia Gavrilița. Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare, acolo unde alții doreau război și faliment. Mulțumim mult, Natalia! În dimineața zilei de luni, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a făcut referință la așteptările pe care le are de la noul guvern. Oricare ar fi echipa guvernamentală, așteptăm să vedem când va fi nominalizată. Repet, suntem gata să cooperăm. Sper să fie oameni noi și oameni de calitate. Candidatul desemnat la funcția de premier urmează să facă publică noua garnitură de miniștri în această săptămână. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al țării, Dorin Recean, a avut deja o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova. Despre aceasta oficialul anunță pe pagina sa de Facebook. Dezvoltarea economică este prioritatea mea imediată. Vom sprijini dezvoltarea afacerilor și creșterea investițiilor ca să creăm locuri de muncă, salarii mai mari și să contribuim la dezvoltarea comunităților din întreaga țară. Avocații Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, au adresat un demers către Procuratura Generală. Se întâmplă după ce apărătorii au analizat 60 de regulamente emise de Comisia pentru Situații Excepționale. Avocații susțin că sub pretextul stării de urgență se încalcă grav Constituția Republicii Moldova, dar și alte legi ale țării. Se remarcă că din data de 22 octombrie 2021, până la momentul depunerii sesizării, CSE a emis 60 de dispoziții prin care a admis sistematic și intenționat derogări de la legislația în vigoare. Astfel, deși CSE invocă riscuri în legătură cu starea de urgență, cum ar fi securitatea regională, securitatea națională, în fapt a întreprins acțiuni și a adoptat măsuri care depășesc indubitabil competențele unui organ executiv prin arogarea abuzivă a competențelor legislativului. În acest sens, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, solicită luarea în considerare a acțiunilor Comisiei pentru Situații Excepționale în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală și să fie atrași la răspundere cei care au admis încălcări. Articolul 328 Cod Penal, care prevede excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, pentru
rectificarea ilegală a bugetului de stat în scopul alocării mijloacelor financiare în sume deosebit de mari, miliarde de lei, în diverse scopuri, achiziții, cesionări, relocări. Exemplu, punctul 4 dispoziția 1/2021, punctul 7.8 din dispoziția 10/2022. Pentru achiziționarea frauduloasă a resurselor de gaze naturale, prin derogare de la legislația privind achizițiile, prin proceduri netransparente, pentru suspendarea abuzivă a procedurilor de licitații pentru energie electrică, pentru suspendarea abuzivă a licențelor de emisie pentru anumite servicii media audiovizuale, prin arogarea competențelor instanței de judecată. Considerăm că membrii CSM, prin emiterea acestor dispoziții abuzive și ilegale, au încălcat drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și au cauzat daune considerabile societății și statului, din care motiv urmează a fi atrași la răspundere conform legislației. Responsabilii din cadrul Procuraturii Generale au confirmat pentru postul nostru de televiziune solicitarea celor de la Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, iar reprezentanții guvernului au refuzat să comenteze declarațiile fostului premier Ion Chicu. De menționat că anterior membrii executivului care și-au dat demisia vinerea trecută au cerut Parlamentului introducerea și prelungirea stării de urgență, motivând că aceasta oferă pârghii de a acționa prompt în situații de criză. Calculator pentru compensații. Acum consumatorii pot verifica pe site-ul oficial al Moldova Gaz suma compensației pentru flacăra albastră consumată. Despre aceasta, reprezentanții instituției anunță într-un comunicat de presă. Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de gaze naturale se stabilește la 180 de metri cub pe lună loc de consum. Listele locurilor de consum cu indicarea categoriilor de vulnerabilitate energetică și a metodei de atribuire a categoriei pe fiecare loc de consum în parte sunt prezentate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, iar furnizorul calculează compensațiile pentru fiecare consumator casnic și le reflectă în factura de plată. Discrepanțele financiare identificate vor fi recalculate, ajustate pe parcursul perioadei reci anului, fiind reflectate ca avans în următoarele facturi de plată. Cei de la Moldova Gaz mai menționează că pentru consultații suplimentare cetățenii sunt îndemnați să sune la linia verde guvernamentală 0800050000, la numărul unic 1304 al contact centrului SA Moldova Gaz sau să trimită o solicitare către adresa electronică indicată pe ecran a Guvernului Republicii Moldova. Pe parcursul săptămânii trecute, în școlile și grădinițele din țară au fost înregistrate aproape 10.000 de cazuri de viroze și gripă. Astfel, din totalul cazurilor, puțin peste 5.000 au fost atestate în grădinițe și aproape 5.000 în instituțiile de învățământ primar și secundar. Datele au fost prezentate de către surse din cadrul Ministerului Educației. Totodată, timp de o săptămână s-au îmbolnăvit 171 de pedagogi și 66 de angajați auxiliari ai instituțiilor de învățământ. A crescut și numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus, mai informează sursa. Potrivit datelor prezentate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului, în școlile și grădinițele din țară au fost înregistrate săptămâna trecută 108 cazuri de infectare cu noul coronavirus față de 58 în săptămâna precedentă. Și în capitală, săptămâna trecută au fost înregistrate 15 cazuri de coronavirus în rândul elevilor. S-a monitorizat evoluția COVID în cele 150 de instituții de învățământ municipal. Respectiv, la ziua de vineri, avem 15 elevi testați pozitiv și 7 cadre didactice. Din personalul nedidactic și auxiliar avem 0 cazuri. În învățământul preșcolar avem 2 cazuri printre copii și 2 cazuri în rândul angajaților. Ministerul Educației și Cercetării mai informează că la începutul celui de-al doilea semestru de studii, instituția a expediat o circulară organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, prin care a recomandat eficientizarea măsurilor de profilaxie în vederea prevenirii maladiilor respiratorii și diminuării riscului de îmbolnăvire. Problema datoriilor apă canal Chișinău rămâne în continuare un subiect pe agenda Primăriei Capitalei. Viceprimarul de Chișinău, responsabilă de acest domeniu, Irina Gutnic, menționează că cei de la apă canal au elaborat 3 scenarii privind stingerea datoriilor pentru energie electrică.
Prima soluție ar fi înghețarea acestor datorii sau eșalonarea lor până la finele anului 2023, spune Gutnic. Ne-am obligat să achităm prima tranșă din această datorie din momentul în care vom obține debursarea din partea BERD și ABI, care a fost stopată pe parcursul anului 2022 din cauza neîndeplinirii acelor obligații contractuale. Dat fiind faptul că una din obligații a fost îndeplinită, la 13 ianuarie tariful a fost ajustat și sperăm că până la finele lunii februarie să cesionăm împrumutul către primărie, deci să fie încheiat acel acord între primărie și bănci. Băncile au promis pe parcursul acestei săptămâni să remită draftul de contract în cazul în care reușim semnarea acestuia, deci va fi îndeplinită și a doua condiție. Viceprimarul mai spune că a doua soluție pe care a propus-o celor de la Premier Energy este obținerea eșalonării datoriei cu solicitarea extraordinară de ajustare a tarifului. Dat fiind faptul că Apa Canal în cel mai scurt timp urmează să pună în exploatare câteva proiecte investiționale care ar da posibilitate să solicităm ANRE-ul să ajusteze tariful, plus suntem în discuții cu cel puțin 5 suburbii pentru încheierea contractelor de delegare. Acesta este un argument foarte ca să solicităm ANRE-ul să ajusteze extraordinar tariful și respectiv să avem încasări suplimentare care ne-ar permite să achităm o parte din datoria acumulată. Cât despre al treilea scenariu, viceprimarul a menționat că nu va da acum mai multe detalii, deoarece marți va avea loc o ședință comună cu cei de la ANRE, în care acest scenariu va fi analizat, iar ulterior va oferi informații în acest sens. Între timp, primarul capitalei Ion Ceban a reiterat necesitatea identificării în regim de urgență a unor soluții optime. Bugetul primăriei nu poate să se transforme în bugetul societății pe acțiune Apă Canal. Nici nu avem temei legale pe asta, pentru asta. În așa caz, primăria va trebui să acopere doar datoriile Apa Canal și să nu facă niciun proiect în Chișinău. Metodologia de calcul trebuie să fie schimbată de ANRE, astfel ca Apa Canal să nu iasă în datorii și să poată să-și achite serviciile prestate. Amintim că anterior, cei de la Apa Canal Chișinău au solicitat majorarea tarifului la 19 lei și 18 bani pentru acoperirea costului energiei electrice. ANRE a majorat atunci tariful la apă și canalizare cu 43%, până la 15 lei și 30 de bani pentru un metru cub. Au claxonat în semn de protest 10 de șoferi care dețin automobile cu numere de înmatriculare străine s-au adunat din nou sub podul din cartierul Telecentru al Capitalei pentru a-și demonstra nemulțumirea față de noile reglementări prevăzute în codul vamal. Totodată și pe teritoriul țării, automobiliștii au protestat în localitățile Cahul, Giurgiulești, Sculeni și Bălți. Amintim că un protest similar a avut loc pe data de 7 februarie în fața guvernului. Reprezentanții executivului au reacționat atunci și au dat asigurări că autoritățile vor identifica o soluție benefică pentru toate părțile implicate. Există opinii diferite la acest subiect și urmează a fi analizate atât argumentele care stau la baza amendamentului elaborat, cât și argumentele posesorilor de mașini cu numere străine enumerate în petiție. Amintim că începând cu data de 1 ianuarie 2023, automobilele înmatriculate în străinătate nu se vor putea afla pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 180 de zile pe an. În 2022, Republica Moldova a înregistrat cea mai mare scădere a producției agricole din ultimii 70 de ani. Cu toate acestea, per general, indicii ramurii agricole sunt în creștere. Datele au fost prezentate de expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, în cadrul unei analize a indicatorilor agricole ai țării noastre, începând cu anul 1950 și până în prezent. Chiar dacă anul 2022 este anul cu cea mai mare scădere din istoria Moldovei, comasat cu luat împreună cu anul precedent, totuși înregistrăm o creștere, ceea ce mă face să cred că perioada de cădere în agricultură s-a terminat, acum doar trebuie să asigurăm creștere și trebuie să ne orientăm pe sectoarele care cel mai puțin sunt independente de condițiile climaterice. Totodată, Veaceslav Ioniță a explicat care sunt factorii ce determină dezvoltarea agriculturii în ultima perioadă. Ne încredând că avem o agricultură destul de fragilă, totuși subvențiile care s-au dat în ultimii 10-15 ani, atenția care se acordă agriculturii,
investițiile care au fost făcute, suportul partenerilor externi, își aduc roadele și agricultura noastră cu toate problemele care le are, e fundamental, ea putem spune că de 2015 înregistrează un ritm clar de creștere. Președinta Maia Sandu a semnat luni decretul prin care Andrei Spânu este numit în funcția de secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 14 februarie curent. Veceslav Negruța, care a deținut până acum această funcție, își va continua activitatea în calitate de consilier în domeniul economie, anunță instituția prezidențială. Urmează și alte știri pe scurt. În ultima săptămână, încasările serviciului vamal la bugetul de stat se ridică la peste 624,03 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, serviciul vamal a colectat la bugetul de stat circa 3,7 miliarde de lei, fiind atestată o creștere de 29,5% față de încasările din intervalul similar al anului 2022. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale și altele, comunică serviciul vamal. Bunuri în valoare de peste 2,3 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA în baza delegațiilor procurorilor săptămâna trecută. Printre acestea se numără trei încăperi locative sechestrate în două cazuri de corupere pasivă și trafic de influență. Totodată, în penitenciare se află 18 persoane arestate în dosarele CNA. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a organizat o lecție despre țara noastră la liceul Ushigomi Daini din Shinjuku, Tokyo. Liceenilor japonezi le-a fost prezentată informația despre istoria, cultura, economia și destinațiile turistice din Moldova. De asemenea, copiii au avut posibilitatea să cunoască mai multe detalii despre tradițiile de primăvară din țara noastră și cu această ocazie au confecționat câte un mărțișor. Studenți și masteranzi, dar și specialiști în domeniu, dornici să cunoască activitatea Băncii Naționale a Moldovei, sunt invitați la Ziua Carierei, desfășurată în cadrul instituției pe data de 17 februarie. Evenimentul este dedicat promovării interesului față de sectorul financiar-bancar, se arată într-un comunicat emis de BNM. Vizitatorii vor avea ocazia să interacționeze cu experții Băncii Centrale, participând la o serie de ateliere de lucru. Aceștia vor cunoaște ofertele de posturi vacante ale Băncii Centrale, dar și pașii care trebuie întreprinși pentru înscrierea în concursurile de angajare organizate de către instituție. La Chișinău a avut loc finala campionatului Republicii Moldova la șah clasic, organizat de Federația de Șah a Republicii Moldova. La etapa finală au fost admiși cei mai puternici 10 șahiști în campionatul masculin și cele mai puternice 10 șahiste în campionatul feminin. Pentru prima dată, campion a devenit maestrul Egor Lașkin din Tiraspol, care a acumulat 8 puncte din 9 posibile. În campionatul feminin, pentru prima dată, campioana țării între femei a devenit maestra Alina Mihailova din Comrat, care a reușit să învingă toate adversarele și să acumuleze 9 puncte din 9 posibile. Doi copii de 10 și 11 ani au fost salvați după ce au ajuns într-o prăpastie de la cariera Micăuți, anunță poliția. Mai multe echipaje de polițiști, reprezentanții primăriei, vânători, dar și un grup de voluntari au căutat copiii ore în șir. După mai multe căutări, duminică, în jurul ore 11, copiii au fost găsiți într-o prăpastie de pe teritoriul carierei de piatră din Micăuți. Polițiștii au scos copiii pe brațe, ulterior i-au transportat la punctul medical de unde au fost preluați de ambulanță. Minorii s-ar fi jucat în localitate, apoi ar fi decis să plece pe teritoriul carierei de piatră din Micăuți. La un moment dat, în locul unde se afla un mal de pământ s-a surpat și copiii au căzut într-o prăpastie cu adâncime de aproximativ 70-100 de metri, fiind loviți de bolovani unde s-au aflat pe parcursul întregii nopți. IGSU a desfășurat activități de prevenire a cazurilor de înnec în preajma bazinelor acvatice în mai multe raioane din țară. Astfel, angajații IGSU au mers pe malurile râurilor și lacurilor din țară, unde au informat cetățenii despre riscul aflării pe gheață subțire a bazinelor acvatice. Salvatorii au îndemnat totodată pescarii să evite pescuitul la copcă sau mersul pe bazinele acvatice, întrucât grosimea acesteia este foarte subțire și reprezintă un pericol iminent pentru viața acestora. Se întâmplă după ce salvatorii din nordul țării au reușit să salveze de la nec două persoane prăbușite sub gheața unui bazin acvatic.
Mai mulți oameni au fost informați că schiatul și patinajul pe gheața bazinelor acvatice este interzis dacă stratul nu depășește 8-10 cm. Totodată, specialiștii au venit cu recomandări și pentru persoanele care au în grijă minori, întrucât aceștia sunt cei mai expuși riscului de prăbușire. Părinții au fost atenționați să nu-și lase copiii să se joace pe gheață, iar pentru evitarea tragediilor, maturii au fost rugați să interzică minorilor să desfășoare activități în apropierea lacurilor și râurilor. La final, salvatorii i-au împărțit cetățenilor pliante informative cu măsuri de prevenire a cazurilor de NEC și incidentelor în preajma bazinelor acvatice, dar și pliante cu instrucțiuni privind ieșirea de sub gheață în cazul unei prăbușiri. Totodată, pompierii au îndemnat oamenii să apeleze serviciul 112 în cazuri excepționale. Măsurile de prevenire a cazurilor de NEC organizate și desfășurate de angajații GSU vin în contextul înregistrării temperaturilor oscilante și formării pe unele sectoare ale râurilor și lacurilor din țară a podului fragil de gheață, care reprezintă un pericol pentru viața oamenilor. Urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că va asigura un control mai eficient al mărfurilor importante, autorizând plasarea pe piața produselor sigure și inofensive pentru consumul uman. Agenția notează că se bazează pe practicile Uniunii Europene în ceea ce privește controalele la frontieră bazate pe risc. Agenția aduce la cunoștința agențelor economici importatori de produse de origine non-animală că la data de 8 februarie a fost emis ordinul cu privire la aprobarea regulamentului privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Republica Moldova a anumitor bunuri din anumite țări. Regulamentul include lista de produse alimentare și de hrană pentru animale de origine non-animală provenite din anumite state care fac obiectul unei intensificări temporare a controalelor oficiale la intrarea lor în Moldova stabilită în regulament. Totodată, ANSA avertizează operatorii economici să anunțe exportatori cu care au relații economice despre necesitatea prezentării pentru fiecare transport de produse alimentare și de hrană pentru animale, rezultatele eșantionării și analizelor efectuate asupra transportului respectiv de către autoritățile competente din țara de origine sau din cea din care este expediat transportul, dacă aceasta este diferită de țara sa de origine. De asemenea, este necesară prezentarea pentru fiecare transport de produse alimentare și de hrană pentru animale a unui certificat oficial conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. De ziua îndrăgostiților, reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat vor fi cu ochii pe comercianții de flori, dar și pe cei din domeniul Horeca. Potrivit responsabililor, verificările cu drept obiectiv monitorizarea modului de respectare a legislației în vigoare, în scopul prevenirii nedocumentării tranzacțiilor prin echipamentele de casă și de control. Monitorizarea contribuabililor vizați vine în contextul creșterii cererii acestora servicii cu ocazia sărbătorilor de ziua îndrăgostiților, celebrate la data de 14 februarie, ceea ce duce la sporirea riscului de nedeclarare a tuturor vânzărilor. Autoritatea Fiscală Națională recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale, iar cumpărătorilor să solicite bonul de casă la procurarea florilor. Echipa de salvatori din Republica Moldova își continuă misiunea în Turcia. Duminica aceștia au preluat deja două sectoare noi din provincia Hatay pentru lucrări de căutare și evaluare a blocurilor și caselor rezidențiale. La solicitarea echipelor de voluntari, salvatorii țării noastre au acordat suport cu utilaj tehnic din dotare pentru identificarea locului sinistraților rămași blocați sub ruine. Ulterior, echipa salvatorilor moldoveni a continuat intervenția în orașul Antakya, unde în comun cu echipele de căutare-salvare din Olanda au desfășurat acțiuni de evaluare a blocurilor locative distruse de seism. Mai mult, la solicitarea echipei USAR din Ungaria a fost acordată asistență tehnică pentru identificarea locului sinistraților rămași blocat. Menționăm că misiunea salvatorilor prinde complexitate din cauza replicilor continue ale cutremurului cu o magnitudine între 3 și 5 grade în zona orașului Antakya.
De la începutul misiunii internaționale, echipa USAR Moldova a reușit să salveze un copil în vârstă de 3 ani de sub ruinile unui bloc de locuit, potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene până în prezent. Din zonele afectate de seism au fost repatriați 6 cetățeni moldoveni. În perioada 11-12 februarie, 6 cetățeni moldoveni, 2 familii, mame, însoțite de copii, au fost îmbarcați pe o cursă comercială în vederea repatrierii în Republica Moldova. Familiile evacuate au revenit la Chișinău din zonele Hatay și Malatia ale Turciei. Totodată, reprezentanții MAIE anunță că diplomații sunt în contact permanent cu cetățenii moldoveni aflați în zona dezastrului. Până la această oră, reprezentanții ambasadei de la Ankara au continuat eforturile pentru contactarea 65 de persoane din lista misiunii diplomatice și care se află în regiunile afectate de cutremure. Dintre acestea, 27 de cetățeni moldoveni au raportat că sunt în siguranță, 9 persoane au solicitat asistență consulară de specialitate, iar în cazul a 29 de persoane sunt continuate eforturile de stabilire a comunicării cu misiunea diplomatică. Amintim că anterior a fost confirmat decesul la cel puțin 3 cetățeni moldoveni în urma cutremurilor devastatoare produse luni în Turcia. Este vorba despre o femeie de 36 de ani cu 2 copii, membri ai aceleiași familii care locuiau în orașul Hatay. Aproximativ 33.000 de oameni au decedat în urma cutremurului din Turcia și Siria, iar șansele de a găsi supraviețuitori sunt din ce în ce mai mici cu fiecare zi ce trece. Totuși, știrile referitor la salvarea miraculoasă a oamenilor, după câteva zile petrecute sub dărâmături, iau cu asalt internetul și mass media din întreaga lume. Mulți dintre cei care caută supraviețuitori și curăță molozul sunt voluntari fără experiență, dar acest lucru nu e o barieră pentru ei. Din clădirea cu 5 etaje care se afla în acest loc au mai rămas doar ruine, însă indiferent de situație, mai e o speranță. Îmi caut fratele, soția și copiilor, sper, pentru că există supraviețuitori care au reușit să iasă de sub dărâmături în viață. Nu mi-am pierdut credința. Iar această fetiță de 10 ani a rămas blocată sub dărâmăturile casei timp de 147 de ore. Majoritatea supraviețuitorilor sunt copii. În golurile mici, dintre etajele caselor prăbușite, acestora le este mai ușor să rămână nevătămați. Mulți dintre ei sunt înfometați și înghețați, dar totuși în viață. Între timp, aproximativ 50 de persoane au fost reținute sub suspiciunea de jaf în provinciile din Turcia afectate de cutremur, informează presa locală. Uneori, proprietarii de magazine încearcă să-i rețină pe hoți pe cont propriu. Lângă casa mea este un magazin de comunicații de la care au fost furate toate telefoanele. Oamenii merg acolo pentru scutece, mâncare și băuturi când ajutorul vine timp de o zi, două, dar unii se comportă ciudat, vin să ia o plită sau un aparat de cafea. Jafurile tot mai des au atras atenția autorităților. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis că cei care folosesc situația dificilă pentru a se îmbogăți vor fi pedepsiți aspru. La rândul său, cei de la Ministerul Justiției spun că peste 130 de persoane sunt cercetate sub suspiciunea de încălcare a codurilor de construcție, iar cel puțin 12 au fost reținute. Între timp, potrivit Confederației Antreprenorilor și reprezentanților mediului de afaceri din țară, daunele provocate economiei din cauza cutremurelor ar putea depăși 84 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg. În plus, consecințele cataclismului vor genera o scădere a veniturilor bugetare ale țării cu peste 10 miliarde de dolari. Totuși, mulți experți sunt de părere că este prematur să se vorbească despre consecințele finale ale dezastrului. Anterior, presa turcă a raportat că bursa turcă a suspendat tranzacționarea până în seara zilei de 14 februarie, pentru prima dată în ultimii 24 de ani, pentru a evita vânzarea provocată de panică a acțiunilor companiilor locale. Slovacia va începe la nivel politic intern negocierile privind transferul avioanelor de luptă MiG-29 către Ucraina. Negocierile vor avea loc și la nivelul Comisiei Europene, dar și cu oficialii de la Kiev. Informația a fost confirmată de către prim-ministrul în exercițiu Eduard Heger. O solicitare a acestor avioane a fost făcută anterior de către președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky.
Edward Heger a subliniat că avioanele MiG-29 au fost scoase din funcțiune și Slovacia nu le poate folosi, transmite agenția locală de știri TA3. Premierul speră că prețul aeronavei livrate să fie rambursat de Bruxelles din contul Fondului European pentru Pace. El a mai spus că guvernul analizează împreună cu avocații posibilitatea de a lua măsuri individuale, întrucât actualul cabinet de miniștri este numit temporar și are puteri limitate. În timpul unei convorbiri cu premierul Slovaciei la summitul UE de la Bruxelles, Vladimir Zelenski a cerut oficial furnizarea de avioane MiG-29. Săptămâna trecută, forțele aeriene ucrainene au înaintat o cerere țărilor de jos pentru furnizarea de avioane de vânătoare F-16. Informația a fost confirmată pe Twitter de către ministrul apărării Karin Ollongren. Între timp, armele din partea aliaților continuă să ajungă la Kiev, astfel ministerul ucrainean al apărării a raportat că Danemarca a transferat la Kiev toate monturile de artilerie autopropulsate Cezar, care erau în gestiunea regatului. În același timp, autoritățile elvețiene au respins cererea Spaniei de a transfera în Ucraina două tunuri antiaeriene de 35 de mm de fabricație elvețiană, susțin surse din cadrul Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice, transmite Euronews. Cât despre situația din zonele de luptă, conform raportului Ministerului Ucrainean al Apărării, trupele ruse au lansat 4 lovituri cu rachete și au efectuat 85 de atacuri de la sisteme de lansare cu rachete multiple. Aviația Forțelor de Apărare ale Ucrainei a lansat în ultima zi 8 lovituri asupra zonelor de concentrare inamice, precum și 3 lovituri asupra pozițiilor sistemelor de rachete antiaeriene. Rachetele și artileria noastră au lovit 10 zone de concentrare a Forței de Luptă, prima poziție de apărare aeriană și 3 depozite de muniții. Un raport din zona de luptă au prezentat și reprezentanții Ministerului Apărării al Federației Ruse. În direcția Kherson, ca parte a luptei contraofensivă, două vehicule de luptă ale sistemului de rachete cu lansare multiplă grad și două obuziere autopropulsate Gvozdika au fost distruse într-o singură zi. Aviația operațional-tactică și de armată, forțele de rachete și artileria grupurilor de trupe ale forțelor armate ale Federației Ruse au învins 82 de unități de artilerie ale forțelor armate ale Ucrainei în poziții de tragere, militar și echipament militar în 126 de raioane. Anterior, prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmăgal, a declarat că după atacurile masive de vineri asupra infrastructurii militare și energetice, 44% din capacitatea de energie nucleară și 75% din capacitatea centralei termice sunt temporar nefuncționale. În total, potrivit Ministerului Energiei, au fost efectuate atacuri asupra obiectelor în 6 regiuni ale țării. În orașul indian Bangalore a fost inaugurată cea mai mare expoziție aerospațială internațională. Accentul tematic a acesteia sunt aeronavele de luptă și fără pilot, sistemele de apărare aeriană, suportul pentru navigație, dar și sistemele de securitate. Evenimentul a devenit un hub care reunește întreprinderile de apărare de top din Asia. La expoziția aerospațială din India participă în mod tradițional liderii industriilor globale de aviație și apărare din diferite țări. Vizitatorii vor avea ocazia să vadă nu doar echipamente militare, ci și mostre de produse civile. Înainte de inaugurarea expoziției, Reuters a publicat un articol în care afirmă că India este cel mai mare cumpărător de arme rusești din lume, reprezentând aproximativ 20% din carta actuală de comenzi a Moscovei. Agenția face trimitere la șeful Serviciului Federal de Cooperare Tehnico-Militară a Rusiei, Dmitri Shugaev. După cum demonstrează practica, Rusia este încă unul dintre principalii jucători pe piața indiană de arme. Astfel, în ultimii 5 ani, valoarea totală a exporturilor de produse militare rusești către India a depășit 13 miliarde de dolari. Prim-ministrul indian Narendra Modi, la rândul său, intenționează să tripleze exportul anual de mecanisme de apărare până la 5 miliarde de dolari în următorii 2 ani, scrie Reuters. Pe parcursul celor 5 zile de expoziție, țara speră să semneze contracte în valoare de peste 9 miliarde de dolari. Ambasada SUA la Moscova și-a sfătuit cetățenii aflați pe teritoriul Federației Ruse să părăsească teritoriul acesteia, precum și să se abțină de la călătoriile în această țară. Mesajul oficial este publicat pe site-ul misiunii diplomatice americane.
Cetățenii americani sunt avertizați cu privire la riscul detențiilor ilegale. În mesaj se menționează și posibilitatea mobilizării persoanelor cu dublă cetățenie. Ambasada amintește că capacitatea guvernului SUA de a oferi servicii cetățenilor americani din Rusia este sever limitată, mai ales în zonele îndepărtate de misiunea diplomatică de la Moscova. Cardurile de credit și de debit americane nu mai sunt valabile în Rusia, iar capacitatea de a transfera fonduri electronice din SUA este extrem de limitată din cauza sancțiunilor impuse băncilor rusești. Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus la rândul său că aceasta nu este prima dată când Statele Unite fac astfel de apeluri. El a adăugat că nu deține nicio informație referitor la noul val de mobilizare. Anul trecut, surse de la ambasada SUA au îndemnat de două ori cetățenii americani să părăsească Rusia. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, își va depune mandatul în luna octombrie a anului în curs. Anunțul a fost făcut de către purtătorul său de cuvânt, Oana Lungescu. Reprezentantul oficial al Alianței Nord-Atlantice a precizat că nu intenționează să solicite prelungirea mandatului său. Mandatul lui Jens Stoltenberg a fost deja prelungit de 3 ori și e posibil ca acest lucru să se întâmple din nou. Potrivit Reuters, NATO planifică să-i amâne demisia până în aprilie 2024. O decizie oficială în acest sens va fi luată în următoarele săptămâni. Cei de la agenție menționează că acest lucru îi va oferi oportunitatea de a prezida summitul NATO de la Washington de la 75 aniversare, precum și de a deveni potențial președinte al Băncii Mondiale. Însuși, fostul prim-ministru norvegian nu a comentat deocamdată informațiile. Stoltenberg e în fruntea Alianței Nord-Atlantică din luna octombrie 2014. În martie, oficialul va împlini 64 de ani. În timpul vizitei sale de 3 zile în China, președintele iranian Ibrahim Raisi se va întâlni cu liderul chinez. Acesta va ajunge la Beijing pe data de 14 februarie, susțin surse din cadrul ministrului chinez de externe. Potrivit agenției IRNA, delegațiile vor semna mai multe acte de cooperare. Programul vizitei, în special, include întâlniri cu oameni de afaceri iranieni și chinezi. În 2021, țările au semnat un acord de cooperare strategică pentru 25 de ani, care vizează activități economice cheie, de la petrol și minerit până la industrie, transport și agricultură. După incidentul cu balonul chinezesc, cel puțin alte 3 obiecte au încălcat spațiul aerian al Statelor Unite și al Canadei la sfârșitul săptămânii trecute. Acestea au fost doborâte la ordinul autorităților americane, în ciuda faptului că atât cei de la Washington cât și cei de la Ottawa vorbesc despre originea necunoscută a obiectelor zburătoare, invazia obiectelor încinge spiritele referitor la subiectul unei posibile amenințări chineze și cel al securității spațiului aerian al SUA. Duminică, premierul canadian Justin Trudeau a declarat că avioanele militare au doborât un obiect neidentificat deasupra Yukon. Potrivit ministrului apărării al țării, Anita Anand, obiectul a reprezentat o amenințare la adresa siguranței zborurilor civile. The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet. Obiectul a zburat la o altitudine de aproximativ 12 km, a intrat ilegal în spațiul aerian canadian și a reprezentat o amenințare la adresa siguranței zborurilor civile. Obiectul a fost doborât la aproximativ 160 de km de granița cu SUA, peste partea centrală a Yukon. In central Yukon. Încă 2 obiecte zburătoare neidentificate au fost doborâte deasupra Alaska și lacul Guthron. Secretarul adjunct al apărării al SUA, Melissa Dalton, consideră că sporirea bruscă a acestor obiecte este generată de modernizarea sistemelor radar. Șeful Comandamentului de Apărare Aeriană din America de Nord, Glenn Van Herk, a spus că nu exclude versiunea originii extraterestre a obiectelor. Nu le voi caracteriza drept baloane cu aer cald, le numim doar obiecte. Desigur, în cazul balonului de recunoaștere chinezesc, era evident un balon. Acestea sunt obiecte și nu le pot clasifica în funcție de ceea ce le ține în aer. În interiorul acestei structuri poate exista o bilă plină cu gaz sau pot avea un fel de sistem de funcționare.
Într-un raport al Biroului Directorului de Informații Naționale publicat luna trecută, sunt enumerate 366 de observări suplimentare de obiecte zburătoare neidentificate, mai ales baloane, drone, păsări sau alte obiecte din aer. Peste 170 rămân oficial neexplicate și necesită analize suplimentare, scrie Reuters. Amintim că săptămâna trecută Statele Unite au distrus un balon chinezesc care a căzut în spațiul aerian american, care potrivit Washington ar putea spiona instalațiile strategice americane. Ministerul chinez de externe neagă acuzațiile. În plus, aceștia raportează că de la începutul anului trecut, balonele americane au încălcat peste 10 ori spațiul aerian al Chinei. Președintele american Joe Biden merge în Polonia. Vizita va avea loc în perioada 20-22 februarie. Informația a fost confirmată oficial de către reprezentanții Casei Albe. Potrivit informațiilor, în Polonia, liderul american va purta discuții cu omologul său, Andrei Duda, și va aborda problemele de cooperare bilaterală, precum și eforturile colective de sprijinire a Ucrainei. Totodată, Biden se va întâlni cu liderii organizației București Nouă și membrii flancului estic al NATO. Administrația rețelei de socializare Facebook a deblocat contul fostului președinte american Donald Trump, scrie Reuters. Meta a anunțat că o face încă din luna ianuarie. Conducerea companiei și-a explicat decizia făcând trimitere la planurile lui Trump de a candida la președinție în anul 2024. În noiembrie anul trecut, fostul șef al Casei Albe și-a recuperat contul de Twitter în urma unui sondaj pe rețeaua de socializare, în care aproape 52% dintre utilizatori erau în favoarea restabilirii contului acestuia. Chiar și așa, Trump spune că nu va reveni pe Twitter. Tot în Franța a fost descoperită o colecție uriașă de mașini de epocă abandonate. O parte din automobilele găsite încă mai pot fi restaurate, altele însă s-au transformat în grămezi de metal uzat. Mașinile au fost descoperite într-un sătuc din sudul Franței. Din imagini se poate vedea cum într-un hangar vechi automobilele adună praf și rugină. Nimeni nu cunoaște nimic despre proprietarul colecției, dar este clar că mașinile sunt aici de mult timp. O demonstrează și starea lor. Multe dintre ele s-au transformat în grămiezi de fier vechi, dar totuși există unele care ar putea fi restaurate. Colecția este formată din mașini produse în anii 30 până în anii 80. Majoritatea sunt creația industriei auto franceze, celebrul Citroën DS, câteva Panhard 24 rare, dar și un Renault 4. De asemenea, din colecție face parte un Ford Vendette cu motor V4, dar și un BMW 2000 CS produs în Germania, un Mercedes-Benz S-Class și mai multe mașini americane de epocă. Există chiar și o mașină de pompieri veche, o Macara pe șasiu Citroën DS și un SUV sovietic Gaz 69. Acestea au fost știrile, eu sunt Irina Boțu, o seară frumoasă să aveți, la revedere!